Ei, o picuț de-am
aflăm la ediția 22-a de concursului de călărie și, de fapt, de tracțiune și de frumusețe la Comuna Slătioara, împreună cu cele trei parchii, cu Slătioara 1, Slătioara 2 și Salcia. Și iată, ne strâng și mult mai mulți la această ediție a 22-a. Vreau să vă spun că an de an, din ce în ce s-au strâns cât mai mulți concurenți din toate comunele limitrofe. Chiar au venit participanți din orașul Caracal. Ce ne puteți spune despre acest obicei? Acest obicei a fost și înainte la noi în parohie. Bine, se făceau și anumite probe pe care și noi acum le facem, iată, de 22 de ani de zile. Ne întâlnim, socializăm și comunicăm și între noi și mai ales să admirăm aceste animale așa de frumoase, care de fapt încântă privirea oricui. Calul este un animal, putem să spunem, perfect. Care este semnificația acestei tradiții? Ce presupune asta? Semnificația acestei tradiții presupune că oamenii trebuie, în primul rând, să nu-și uite pe care o dăm prin o apă sfințită celor care sunt și care vin la Sfintele Biserici în Uriașii, așa, iată că binecuvântăm și sfințim și animalele. Și premiul 1 e 1.000.000, premiul 2 800, premiul 3 700, mențiunea 500 și mai avem premiile de frumusețe, care tot așa, 1.800.700.500 și un premiu special care am înțeles că s-a acordat. În afară de noi, am înțeles că și de la Consiliul Județean, din partea Patrimoniului Cultural,